Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Cu o prezență scenică aparte a artistului consacrat, cu privirea pătrunzătoare și sinceritatea care îi se citește pe chip, de 33 de ani, este în lumina reflectoarelor. Niciodată să nu urci pe scenă cu gândul că scena mea aparține. E a mea, acum vine publicul, dau cu el de pereți, îi cânt, mă duc, îmi iau banul și am plecat. Dacă gândești așa, și cariera va fi la fel de lungă. Familia este cea mai veche instituție, însă momentul de față, actualmente, este în pericol. Cum reușiți să aveți un mediu de stabilitate, de pace, de grijă, de ocrotire? Mă bucur că sunteți cu noi, dragi prieteni. Sunt Laura Manciu și vă spun bun regăsit la Oameni și Păreri. Acum când unora le este mai la îndemână să îngroape valorile decât să le promoveze, simțim nevoia ca atunci când le găsim să le plasăm acolo unde le este locul. Ne este sete de valoare pentru că viața însăși e valoroasă. Invitatul nostru din această ediție are un parcurs al vieții demn de un scenariu de film. S-a născut într-o frumoasă zi de vară la Craiova, oraș care avea să-i fie leagănul copilăriei. Aici a crescut înjucându-se cu multă bucurie și tot aici simplitatea vieții i-a fost cel mai frumos decor. În vacanțe nu rata nicio ocazie să zburde. Cât era ziulica de mare, lua la rând bălțile și biscuiții înmuiați în ele erau parcă mai gustoși. Timpul a trecut și iată că, într-o bună zi, tatăl îl ia de mână și îl duce în lumea mirifică a muzicii. Eroul nostru era de acum licean. Participă la festivalul de la Mamaia, unde obține premiul tinereții. Este momentul când se produce acea scânteie ce avea să nu se stingă niciodată. Atunci își dă seama că harul pe care îl primise în dar de la Dumnezeu trebuie fructificat. Începe să-i placă succesul și înțelege că s-a creat acea legătură cu publicul prin care are ceva de transmis. Și tot atunci încep să-i placă și aplauzele care mai târziu aveau să-i încununeze existența de artist. Cariera lui muzicală începe să capete strălucire prin prezența scenică demnă de admirație și carisma care îi dădeau un farmec aparte. Cucerește publicul, ajungând să fie unul dintre cei mai iubiți cântăreți. Și pentru că tot ce a făcut și face este trecut prin filtrul sufletului, la un moment dat a fost atras și de lumea teatrului. A intrat fără ezitare în ea pentru că îi place. A înțeles că pe lângă ABC-ul pe care trebuie să-l înveți, actoria e o meserie care se fură. Printr-o muncă titanică a început să crească și să se dezvolte și pe tărâmul actoricesc. A știut să îmbine cariera muzicală cu teatrul. Este cântăreț, actor, om de televiziune. Își iubește și își respectă publicul și consideră că măria sa, publicul, este cel mai bun barometru pe care îl poate avea. Poartă cu sfințenie în suflet învățăturile tatălui, care au fost busolă în cariera artistică. Este conștient că, pentru un artist, nu este de ajuns doar ca să apară, ci să se și mențină și să bucure lumea pe termen lung. Cu o prezență scenică aparte a artistului consacrat, cu privirea pătrunzătoare și sinceritatea care îi se citește pe chip, de 33 de ani, este în lumina reflectoarelor. Aurelian Temișan, bine ai venit la noi! Eu mai am ceva de zis, toate astea sunt despre mine, tot ce ai spus tu. Nu, cred că toți invitații tăi au avut aceeași reacție la finalul acestui speech de început. Da, te-ai documentat, nu glumă. Bine te-am găsit, bine v-am găsit. Wow, ce frumos ai îmbrăcat, ce coperți frumoase ai făcut și ce introducere, ce cuprins, atot cuprinzător ai făcut. Da, 33 de ani. Stau și mă uit, mă apucă câteodată nostalgia și mă uit pe poze vechi de când eram mic și
mi-aduc aminte de băiatul ăla tânăr care se juca cu bucurie în Craiova, care a ținut toată viața lui cu echipa Universitatea Craiova, care mergea pe stadioane alături de colegi, care nu chiulea de la școală, dar când nu se făcea câte o oră, noi ne găseam de lucru și plecam. Ba, la strand, iată că vorbim de perioada de vară, înainte de a se termina școala, ba, la o cofetărie să mâncăm o amandină, că, wow, sau să... Deci ai făcut așa o incursiune care m-a blocat un pic. De-aia zic, da, te-ai documentat. Am mai aflat că ai fost corigent la muzică. Am înțeles la că și muzică. Einstein a avut probleme. Da, da, la matematică, fizică. Da, da, da. Dar uite cum se întâmplă lucrurile. Deci, incredibil. Fără să facem o comparație, că sunt domenii total diferite. Și... Da, așa este. Da. Einstein și IQ-uri a rămas corigent diferite. La fizică. Exact în domeniul în care a excelat. Și... Da, da, da. Eu în clasa a patra am fost dat afară din corul școlii, pentru că din 20 de copii, unul falsa și nu-și dădea seama cine, decât dacă ne-a luat pe fiecare în parte. După ce ne-a luat pe fiecare în parte, a zis, Cornel, tu de mâine nu mai vii. Pentru mine a fost o bucurie să se întâmple asta, pentru că eram cu fotbalul. Deci eu, din cauza corului, n-aveam timp de fotbal. Și în clasa a șaptea am rămas corigent, în trimestru 2, era pe trimestre, în vremea noastră, la materia muzică. 3 ani mai târziu, după ce am debutat la Mamaia și m-am întors în Craiova, am întâlnit întâmplător pe stradă cu profesoara de atunci și m-a luat în brațe și a început să plâng. Eram pe stradă și zice, Cornel, dar eu n-am știut că tu ai așa talent. Zic, doamnă, nici eu n-am știut. Acu 3 ani. Dar eu te-am lăsat corigent. Asta o să fie un moment al vieții. Ai fost membru fondator al Naționalei de Fotbal Artiștilor. Chiar într-o emisiune l-am avut invitat pe domnul maestrul Arșinel. Și mi-a povestit așa momente. Am fondat împreună cu Gheorghe Gheorghiu și Mihai Lazar în 1991. Iată, un an foarte bun din toate punctele de vedere. Adică eu toată copilăria mi-am dorit să joc fotbal și n-am avut ocazia, am făcut handbal. Și nici acolo n-am fost portar. Și după ce am debutat în muzică, în 89, în 91, 2 ani mai târziu, am fondat această națională, al cărei portar sunt și în ziua de azi, deci după 32 de ani. În 2007 am participat prima oară la campionatul mondial de fotbal al artiștilor în Rusia, la Sochi, locul 6. În 2008 locul 4, iată, am urcat un pic. 2009, 10, 11, 12 a fost criză mondială și nu s-a ținut. Și din 2013 am ieșit locul 2, 2014 campion mondial, 2015 iarăși vicecampion, 2016 n-am ieșit pe podium. Deci suntem tripli campioni mondiali la fotbal, pe culoarul artiștilor, da? La campionatul mondial al artiștilor. Cu această națională a artiștilor, care s-a înnoit tot timpul, au venit tot timpul artiști, au plecat alții, unii din păcate ne-au părăsit, dar într-adevăr Arșinel a fost cel care a dat lovitura de începere în 91 la meciul dintre România și Italia, pe care l-am avut pe stadionul Ghencea, un stadion full, unde la Naționala Artiștilor Italieni a făcut parte Enrico Ruggeri, Luca Barbarossa, Eros Ramazzotti, cea mai nouă achiziție a lor la vremea respectivă, care mi-a dat și un gol în timpul meciului, evident, că în timpul meciului, nu că evident că mi-a dat gol, că nici acum nu sunt mulțumit că mi-a dat gol. Eu am bătut mingea la 6 metri, că era o depoartă, și l-am confundat cu... Avem echipamentele oarecum apropiate, era un alb și noi în roșu. Cu echipier. Așa, l-am confundat cu un echipier și am dat mingea lui și el nu se mi-a dat înapoi. Mi-a dat-o înapoi, dar pe lângă frumos și mi-a dat mare gol. Anyway, am amintit, băi, mi-a dat Ramazzotti gol. Ok. Și atunci el a dat lovitura de începere. Capitan la noi atunci era Dan Spătaru. Mai jucau la noi Gheorghe Pascu, Teo Peter, Cristi Minculescu, Adrian Enache a venit un an mai târziu, deci el n-a prins acel meci de legendă. Dar iată de unde încep bazele noastre ale Naționalei Artiștilor. Și Adrian Enache are un rol determinant în această echipă. Da, da, da. El cu mine suntem veterani. Da. Da. Cei mai respectați. Soția ta, pe care ți-am spus în culise că o apreciez enorm, a fost
premergătoare, antemergătoare a emisiunii Oameni și Păreri și ne-a creat o impresie foarte bună. Pe 13 ianuarie ai împlinit 27 de ani de când ai cunoscut-o pe Monica Davidescu. Când v-ați întâlnit, aveți fiecare 23 de ani, sunteți de-o seamă. Într-adevăr, am împlinit 27 de ani de când ne știm, 13 ianuarie 1995. Ne-am cunoscut într-un bar de noapte, ea prezenta, eu urma să intru ca și cap de afiș. Ultimul a venit la mine și mi-a zis, sunt Monica Davidescu, cum ați vrea să vă prezint? Zic, în primul rând nu ați vrea, că nu sunt mai mulți. Bun, cum mai vrea să prezint? Două cuvinte. Am făcut eu o postare la un moment dat, prin 2014 sau 15, de ziua ei pe 6 august, și am spus, dacă atunci când a venit la mine, în 95, noaptea, să facem cunoștință, și mi-a zis, sunt Monica Davidescu, cum ai vrea să te prezint? Dacă aș fi anticipat ce urma să se întâmple în ani, aș fi spus simplu, prezintă-mă soțul Vitoros. Tău. Da. Da, da, niciodată nu știi ce te așteaptă mâine, dar în ani. Așa ne-am cunoscut și s-a cam legat relația de atunci, din primele nopți. Uh-huh. Am văzut că ei plecau acasă după ce se termina totul, după ce se schimba și baletul. Plecau acasă cu o mașinuță, ducea pe fiecare. Și am întrebat-o, cred, nu știu dacă a doua seară, dar a treia seară am întrebat-o, da, unde stai? În Mihai Bravo. Aha, păi pe lângă mine stai, nu vrei să te duc eu? Eu stăteam în drumul taberei. Mihai Bravo, drumul taberei. Da. O diametral opus. Eu te plac și tu mă minți. Eu te plac și tu mă minți. Da, da, da. Dacă ești prima micionica. Eu te cred, dar mă minți. Și am dus-o. Și dar tu unde stai? Zic, aici imediat două blocuri. Nu știu să spun că pe strada asta nu știu să ajung decât dacă ies în strada principală. Uh-huh. Eu plecam din Mihai Bravo, ieșeam din nou la Vitan, ajungeam la Tineretului, urcam spre trafic greu, drumul taberei. Deci mai aveam ceva de făcut. Dar nu a contat. De atunci am dus-o acasă în fiecare seară. Până când ne-am mutat împreună. Uh-huh. Și după aia am dus-o în continuare acasă, la noi. Familia este cea mai veche instituție, însă în momentul de față, actualmente, este în pericol. Cum reușiți să aveți un mediu de stabilitate, de pace, de grijă, de ocrotire? Da, e în pericol pentru că nu e ok ce se întâmplă. Cum avem noi, cred că ne plecând urechea la tot ceea ce se întâmplă. Adică valorile noastre sunt bătătorite. Sunt știute, sunt pecetluite, sunt... Ea a crescut într-o familie de oameni simpli, ți-a spus că a crescut la țară, că până la 19 ani a dus cobilița cu apă, după care s-a hotărât să dea la teatru, a venit în București, s-a speriat, a plecat. După aia s-a întors după un an. Eu la fel am crescut într-o familie de oameni simpli. Nici ai mei n-au fost cu mari funcții. Mama a lucrat la notariat, tata a lucrat în electroputere până a ieșit la pensie, la turnătorie. Nu era turnător. Că din cauza asta a și murit de silicoză, boală de plămâni, substanța cu care se lucrează, în timp se face rău. În fiecare zi venea acasă cu un bidon de 3 litri de lapte. Că le dădea lapte obligatoriu să bea, care mai curăță. Se spunea că mai curăță plămâni. Mm. Sau căile, sau toate astea. El aducea la noi, el nu bea lapte. A avut colegi care s-au dus cu mult mai devreme decât el. Mă rog, nu asta era ideea. Deci eu am crescut într-o familie simplă, am fost... am stat pe întuneric, cântam pe întuneric, ne făceam lecțiile la lampă, făceam tot felul de concursuri, deci am crescut într-un mediu în care ai mei nu s-au certat. Nu i-am văzut vreodată certându-se. Și normal că s-au imprimat aceste... Plus că eu am cei 7 ani de acasă la propriu. Adică eu sunt dat la școală la 7 ani și 3 luni. Că la șase ani a venit vecina de lângă, care avea o fată bună de dat la școală și zice, da, Temișan, îl dați și pe băiatul în toamnă să fie coleg? No, că e cam bleg, are 6 ani, îl mai țin un an acasă. Nu știu, mi se pare că asta am auzit eu de la mama. M-a supărat atunci, dar m-a amuzat în timp. În orice caz, mi-a prins bine că am mai stat acasă, că am mai trăit multe în familie, 24 din 24. Și
Nu mă plâng că am terminat școala cu un an mai târziu ca alții, spre exemplu. Deci, cred că valorile ni le luăm de mici. Se implementează de când suntem mici și creștem cu ele. Acum, depinde tu ce vrei să fii ca individ când ești mare. Dacă vrei să epatezi în ceva ce nu ești, de fapt, te fură imediat lumea. Dacă ai rădăcinile bine înfipte, picioarele bine înfipte și rădăcini crescute, nu poate să te clintească nimeni. Și atunci, normal că familia ne-am pus-o pe primul loc și valoarea familială e cea mai importantă, de fapt. După care restul. Da. Sigur, profesia e la fel de importantă ca familia, dar ca să poți să-ți faci profesia, trebuie să ai liniște în partea aia. Da. Când te duci acasă, trebuie să ai liniște. Taică-mă să te ia minim 5 minute să ștergă pe pantofi înainte de a intra în casă. Și la un moment dat l-am întrebat, că venea vorba, era vară, era, nu vorbesc de toamnă, iarnă, când mai, și nici atunci nu stai 5 minute să te ștergi. Zic, dar de ce te ștergi atât de mult? Eu când mă șterg pe picioare, mă și gândesc și îmi las toate grijile afară. Să ștergi și de griji. Tu nu știi cu câte probleme mă confrunt eu. Și când am avut practic în electroputere și m-a luat la el, să văd cam despre ce e vorba, păi când intram în hală și ieșeam peste 30 de metri din hala unde lucra el, aveam cămașa albă, neagră. După 30 de metri, doar făcând un drum. Și avea aproape 100 de oameni în subordine și la un moment dat a căzut unul și s-a topit. Deci probleme de probleme. Zice, eu îmi las și problemele și grijile afară, nu intru cu ele în casă. Stai seama cum mă uitam eu. Da. Ok. Nu înțelegeam. Dar cam despre asta e vorba. Spunea Lev Tolstoi în celebrul roman Ana Karenina. Toate familiile fericite seamănă între ele. Fiecare familie nefericită e nefericită în felul ei. Cum comentezi? N-am citit, dar îmi place tare mult acest pasaj. Păi toate familiile fericite seamănă între ele, bănuiesc că se referă la faptul că dacă valorile pe care și le-au stabilit sunt puternice, alea sunt cam aceleași. Vreau liniște acasă, vreau armonie în familie, vreau familie care nu sunt fericite, familie nefericite, au diverse motive din cauza cărora sunt nefericite. Poate e de suprafață ce am spus eu acum, dar e singura sau e prima explicație așa la prima mână pe care o găsesc. Știi ceva mai adânc? Să-mi spui? Da, știu ceva mai adânc. Pe 21 noiembrie veți exemplifica ceva mai adânc, da? Da. Iubire de noiembrie. Iubire de noiembrie, da, subliniat noi, da? Noi. Da. E cu litere mari, iubire de noi. Iubire de noi, nu e un fel de egoism, iubire de noi. De noi, de tot ceea ce înseamnă, de tot ceea ce ține noi, ca asta am spus și în comunicatul de presă. Iubire pentru compozitori, textieri, interpreți, iubire pentru muzică, iubire pentru noi, iubire pentru tot ceea ce. Dacă nu te iubești pe tine însăți sau însuți, n-ai cum să -l iubești pe celălalt. Evident. Evident. Asta nu înseamnă să te iubești pe tine atât de mult încât să nu te mai intereseze de ceilalți, să devii narcisist. Dar respectă-te pe tine ca să poți fi respectat și să înțelegi cum trebuie să respecti la rândul tău. 50 de muzicieni vor participa. Da, da, am scena plină, am Cardinal Show, orchestra pe scenă, am Orchestra Sinfonică București, am și doi invitați absolut minunați, marele chitarist Nicu Patoi și inegalabila, superba, inestimabila Nico. Da, am avut-o, e prietenă de emisiunii Oameni și Păreri, am avut-o aici. Este și un om extrem de bun, dar este o voce incredibilă. Da. Am avut-o și acum 3 ani de zile în concertul tribut Aurelian Andreescu și am cântat cu ea o piesă pe care mărturisesc că aș vrea să o cânt cu Aura Orziceanu, pentru că Aura a cântat-o cu Aurelian Andreescu în 1971. Septembrie se numește piesa. Frumoasă, foarte frumoasă. Dar nu am putut să dau de Aura deloc. Nu era în țară, n-am putut să dau de ea și atunci am zis, această piesă nu o pot cânta decât cu cineva care îi seamănă la voce, care îi seamănă la sensibilitate și am ales-o pe Nico. Da, subiectul abordat este iubirea, de care avem nevoie foarte mult în timpul și în societatea aceasta agitată în care trăim. Asta e, până la urmă, ar fi și motoul, nu? Subliniat, îngroșat, da. Și stampilat și semnat și
Da, ducem lipsă. E foarte multă superficialitate în lume în momentul ăsta. Tehnica ne-a luat mințile. Nu există moment în care dimineața, spre exemplu, nu astăzi, zilele trecute eram într-un trafic infernal, ca dimineața. Stăteam efectiv, bară. Și mă uitam, nu-mi place să mă uit în mașini, că fiecare are intimitatea lui, se consideră că habitacul e spațiul tău intim, da? Dacă ai geamuri fumurii și îți permiți acest lucru, e una. Dacă nu, vreau să văd. Unele se machiază, se fardează, că au timp mai mult decât acasă, știi? Uh-huh. Tot pierd timp în trafic. Dar majoritatea își fac poze. Uh-huh. Majoritatea de la volan îi vezi. Fac și postează. Cine știe ce texte, dar la cum fac pozele, e clar că pun texte, sunt minunat, mă simt extraordinar, vin spre voi, nu știu ce. Și după ce fac poze, reacția e asta. Vezi că omul ăla nu e ok. Se simte că nu e ok. Și atunci te întrebi, știi ce înseamnă să iubească? Iubește cu adevărat? Trăiește în iubire sau e acaparat doar de ce e nou și de ce e la modă? Societatea noastră nu mai știe ce e iubirea, nu? Sunt oamenii care iubesc, din fericire, nu sunt puțini, dar din păcate sunt retrași. Uh-huh. Oamenii cu bun simț, oamenii ca și la noi, în domeniu, oamenii valoroși nu se bat cu pumnii în piept. Uh-huh. Niciodată nu au făcut asta. În general, non-valorile, ca să nu le zic scursurile, că sunt destule, ăia sunt cei care sunt primii, cei mai eu, că da, că fac și că drept, că din cauza asta și... Hai să zic doar non-valorile, ca să nu sune atât de dur. Dar oamenii valoroși își văd de treaba lor. Personal, nu că vreau să intru în categoria asta, dar eu cred că am atât de multe lucruri de făcut în viața asta, artistic vorbind și pe plan familial, și care este o chestie absolut intimă, încât nu am timp să mă uit în grădina. Tu ai văzut că l-a divorțat sau... A divorțat. Să fie sănătos. Acum mai nou se spune, ai auzit că a murit cu tare, să fie sănătos. Adică nu mai ținem cont de nimic, nu ne mai interesează, să călcăm unii peste alții, e otova totul, e haos. Dar oameni care iubesc nu sunt puțini. Și la astfel de momente, la astfel de întâmplări, cum e concertul meu, cum sunt evenimentele dedicate iubirii, îți dai seama cine sunt aia. Ei în adâncul lor există și știu că au ceva de dat și de primit în același timp, dar nu lasă să înflorească. Nu lasă, având în vedere că ce e mai facil e mult mai interesant decât ceva pentru care trebuie să muncești un pic. Dragostea pornește de la individ, în mod divergent, către ambianță și ar trebui să cuprindă un număr cât mai mare de persoane. Dobândește intensitate luând caracterul absorbant al dăruirii de sine, însă așa ar trebui. Acesta este dezideratul, idealul. În societatea de astăzi, dragostea este ceva prin care ne satisfacem propriul egoism. Nu crezi? Mă pui iar să ies din pielea mea și să mă uit în jur. Zic că nu mă interesează, dar mă interesează că mă învârt între ei. De fel, dacă mă refer strict la mine, nu, n-am fost și nu sunt egoist. Eu zic că dacă am ceva, dacă am o bucurie, aia trebuie împărțită. În mod normal și o durere trebuie împărțită. Pentru că nu e normal să o ții în tine. Trebuie împărtășită, trebuie să o spui, trebuie să ieși, să iasă din tine. Americanii au faza asta implementată în ei. Când au o problemă, se duc la un bar, se așează lângă unul necunoscut. Hi, I'm James, I'm Arthur. Am o problemă acasă. Ce problemă? Uite, mă, așa și așa și spune. Beau împreună, se îmbată, se despar, nu știu ce numele de telefon, nu știu nimic. Ăla s-a vărsat și s-a liniștit. Ăla a găsit un partener cu care să bea. Au plecat, nu mai știe unul de altul, nu se mai văd niciodată, dar se eliberează.
Egoism. Da, e o doză imensă de egoism în noi. Depinde dacă vrem să o exploatăm. Personal, eu n-am văzut. Nici la Monica nu văd acest lucru. Ah. Este o tipă care se dăruiește cu totul, mai ales actului artistic. Nu mai zic de familie. Vorbesc de ceea ce știe publicul. De ceea ce iese dincolo de ușa casei. Și este exact ca mine, pe stilul german, dar germană la vechi. Am zis ora cu tare, ora cu tare. Pentru că ne-am respectat meseria, ne-am respectat publicul, așa cum ai spus și tu, măria sa publicul. Eu când urc pe scenă simt o conexiune pe care o am de când am urcat, nu, cam la vreun an și ceva după ce am urcat prima oară pe scenă, am început să creez această conexiune. Pentru că în momentul în care am urcat, am urcat ca așa a vrut tata. Hai să vedem, hai să vezi și tu cu ce am mâncat eu această meserie. Cum a fost, când, cum era sau cum va fi. Dacă iei presecția la mama, aia bine. Dacă nu iei, iarăși bine. Măcar e o experiență pentru tine. Și mă rog, am luat primul tinereții și de acolo mi s-a tras totul. Dar niciodată să nu urci pe scenă cu gândul că scena mea aparține. E a mea. Acum vine publicul, dau cu el de pereți, îi cânt, mă duc, îmi iau banul și am plecat. Dacă gândești așa, și cariera va fi la fel de lungă. Uh-huh. E un respect pe care trebuie să ți-l porți atunci când ai pășit pe scenă. Dacă poți să o faci cu dreptul, e minunat. Nu până să devină o superstiție, să intri de fiată cu dreptul. Dar respectă scena ca să te respecte și să te țină mult, mult timp. Deci dacă n-am văzut la Monica... Nu, dacă noi suntem de 28 de ani aproape împreună, înseamnă că avem foarte multe puncte comune care, cu toate mini-certurile pe care le-am avut până acum, justificate sau nu, datorate oboselii, pe subiecte importante ce țin de casă sau pe subiecte ce țin de profesie, dacă din aceste discuții s-a născut progresul, și s-a născut. Că ne știm de la 23 de ani, deci noi suntem împreună de mai mulți ani decât am fost separat. Spuneai odată că este corectă, muncitoare, iubitoare și că este plină de gratitudine față de oamenii care au ajutat-o. Da, da. Păi semănăm foarte mult, pentru că eu când dau un interviu și mă întreabă cineva, cu ce piesă te-ai lansat la mama aia? Dau un exemplu. Zic că o piesă se numește O viață întreagă, e găsibilă pe YouTube. O viață întreagă scrisă de Dan Beizadea. Este primul compozitor care mi-a dăruit o piesă. Și de la care mai am câteva piese. Mm-hmm. Până când a apărut Billy Joe King, Marele Pistolar, în 91, care mi-a schimbat cariera, m-a urcat în top 10 la vremea respectivă, sau Cornel Fugaru, cu care iarăși am 8-9 colaborări. Dar n-am cum să-l uit pe primul compozitor, Dan Beizadea, căruia îi mulțumesc. Păi, era o familie pe care am înțeles-o de atunci, dar pe care am început să o prețuiesc un pic mai târziu, când am realizat ce făcea pentru mine. Știind că sunt elev, mă chema la București și îi spunea nea Dan, Aurelian, piesa asta te costă 100 de lei și nu că trebuie să, că vreau eu, dar orchestrația pe care mi-o face, nu știu care sau nu știu care, trebuie să-l plătesc. Da, maestră. Și ajungeam la ei dimineața, trenul ajungea pe la 8 fără ceva, ajungeam pe la 9 la Big Berceni unde stătea și hai, lasă băiatul să mănânce. Și mă luam bucătărie soția, Ani Beizadea, Dumnezeu să-i odihnească. Și în timp ce el era, hai că eu te aștept la pian când termin de cântat, mă luam sufragerie și ridica covorul și zicea, ia 100 de lei, îi dai tu lui Dan, ca și cum ar fi de la tine. Păi nu că am, lasă, vezi. Ce gest. Mai sunt oameni de ăștia? Despre ce vorbim? Rarisim. Cam așa am început eu viața artistică, cu oameni de genul ăsta. Și o să preia ștafeta fata ta? E, doamne, Dora? Nu știu. Ștafeta voastră, că... Da. Îi place, e rușinoasă, e foarte rușinoasă. Pe cât de tupeist așa, care 12 ani și 1,70 înălțime, la 12 ani,
e rușinoasă și până nu o să-mi ceară să o duc eu la cantor, nu vreau să mă bag peste ea, pentru că am văzut foarte mulți. Merg în foarte multe festivaluri ca membru de juriu și am văzut și văd foarte mulți copii frustrați, stresați de părinți sau de profesori, în special de părinți. Ba unii dintre ei sunt și loviți după ce ies de pe scenă că au falsat. De ce au falsat? Păi care e plăcerea copilului să mai urce pe scenă? Sau cu ce plăcere urcă pe scenă când știe că dacă cumva îi scapă vocea vreo secundă, mănâncă bătaie? De aceea nu mă interesează acest lucru. Face actorie, e la clasa la care predă și Monica. Cântă din când în când, dar în vara asta, în tabăra de vară, a vrut să cânte o piesă foarte grea și a ales o piesă foarte grea. Zic, Dora, e o piesă grea. N-ai tehnică, ești brută. La voce ești brută. Dar dacă vrei să o cânti, hai să o repetăm un pic. A repetat-o cu mine, fără să audă maică-sa, că e jenă. Și a cântat-o. N-a cântat-o rău, dar nu pot să spun că a cântat-o de premiu întâi, dacă ar fi fost să fie în concurs. Era o tabără și a fost spectacolul de final de tabără. Și toți copiii a trebuit să facă ceva. Unul să facă un moment de actorie, unul să cânte unul. Și a cântat. Deci are ureche, are ritm, are voce. Să vedem dacă va vrea. Beethoven spunea că muzica are puterea de a schimba oamenii. Muzica este o conexiune între om și divinitate. Sigur că poate să schimbe. Artistul, de aia se spune că la artist i-a dat Dumnezeu har. Pentru că harul nu-l poate avea cineva care nu l-a primit, chiar dacă face muncă pe acest segment. Deci între un cântăreț sau actor, uh-huh, și sunt atâtea exemple în țara asta, pe care nu le dau acum, dar le știi și tu și mulți dintre noi, care au ajuns mari actori și au ajuns actori ai poporului. Și chiar dacă s-au dus, ei vor rămâne în amintirea noastră și în fiecare săptămână vedem cel puțin un film cu ei pe posturile de televiziuni. Unii dintre ei n-au facultate, n-au școală de teatru. Au această școală a vieții și acest har dat de Dumnezeu. La noi, la soliști, e și mai interesant, pentru că a emite aceste sunete înseamnă într-adevăr har și după aia șlefuire. Poți să fii un cântăreț bun și să nu transmiți. Uh-huh. Poți să fii... Știi, tehnica, asta e diferența între a cânta și a interpreta. Uh-huh. Eram la un examen, nu dau nume, nu dau nimic, eram la un examen și înaintea mea a intrat colegul care era la T, dar înaintea mea. Și zice, bună ziua, mă numesc, da? Sunt student al profesorului Cutare și voi interpreta aria din... Și o membră a jurului, cunoscută și foarte... Toată lumea se temea de ea. Lasă drăguță. Tu cântă, spunem noi dacă interpretezi. L-a blocat. A pierdut, a cântat prost, că l-a blocat Statul mental. Statul a fost, da. Da. Acum, nu spun că ea n-a avut dreptate, zicând, tu cântă, că spunem noi dacă interpretezi. Asta e diferența între a cânta și a interpreta. Că sunt unii care, eu l-am auzit și pe Pavarotti scăpându-i vocea într-un concert. Crezi că m-a interesat? Nu. La ce transmisie, da. la felul, la cum era el pe scenă și ce dăruia în momentele alea. Se întâmplă, suntem oameni, nu roboți. Și dacă citești viața lui Pavarotti, ai să vezi câte studii are. Da. Nu mai zic nimic. Ai să vezi câte studii are. Dar vine dintr-un neam de talentați. Italienii sunt talentați. Majoritatea cântă. Cum de altfel, majoritatea brazilienilor joacă fotbal. Pentru că din sărăcie, știi cum e. Ce să facă? Bate mingea pe Maidan. Chiar dacă n-a avut studii, a prevalat talentul și... care lipsește din ziua de astăzi, din nefericire. Și hai să ne referim la actualitatea noastră românească. Unde ne situăm, da? Între talent ce și non-talent. Între talent, da, și non-talent? Non-talentul e mult mai vizibil. Uh-huh. Non-talentul e cel care se bate cu pumnii în piept și care apare mult mai des decât cei talentați. Uh-huh. Eu sunt pe un grup de WhatsApp. Vi citesc pentru că e foarte interesant. Sunt pe un grup de WhatsApp cu niște oameni de care știți cu toții și pe care nu i-ați mai văzut de ani de zile cântând.
Spune și mie, ce au oamenii ăștia? Au vreo problemă? Nu, n-au. Nu mai sunt băgați în seamă. De ce? Pentru că n-au loc. Pentru că nu există cineva care să... Deși se spune că e loc pentru toată lumea, nu există cine... Da, nu că n-au loc, că apar non-valorile și iau fața. Nu se mai vrea să promova această nu sunt în target. Calitate. Nu sunt în target. Nu mai sunt în target, da, dar targetul stabilesc că ăia care fac chestia asta. Nu, adică dacă ar difuza pe unul din cei pe care i-am aici... Lumea ar fi în extaz. Nu că ar fi în extaz. Stop, nu, hai să nu trecem la extremă. Dar dacă ar fi cineva, dacă ar fi difuzat unul din ăștia, să aud eu că scrie cineva la, sau să spună la radio, dacă mai difuzați pe ăla, eu vă trec pe lista neagră, gata, nu mai ascult Radio X. Uh-huh. Ar fi o treabă, dar nu e cazul să ajungem la o asemenea discuție, pentru că, ia uite ce, Stella Enache. Nicolae, Marius a fost Seicu, la noi. Natalia Guberna. Gabriel Dorobanțu, din fericire, e încă pe piață. Da. Cătălin Crișan, Ileana Șipoteanu. Da, o voce bună. Sunt foarte mulți, bună. Sunt da. Mulți artiști cu care multe voci bune, da. Carmen da. Rădulescu. Da. Carmen Rădulescu, cântăreața, să-l vorbim. Da, da, da. Așa. Sunt multe voci care ne făceau zilele frumoase, diminețile, când erau emisiunile de radio sau când mergeam la spectacole. E, unde sunt? De ce au intrat într-un cont de umbră? Au uitat într-un cont de umbră pentru că s-au văzut marginalizați. S-au văzut marginalizați și, fiind oameni cu bun simț, ăia de care vorbeam, nu au avut cui să se plângă. Nu i-a luat nimeni sub aripă. Ovidiu Comonica a făcut o chestie foarte bună cu casa lui de producție, la un moment dat, și a făcut cu mulți albume. Bravo! A fost un moment bun. Da. Eu joc, apropo de teatru, mai nou joc, m-a chemat această latura a artisticului și mă simt foarte bine, pentru că am observat de când sunt pe post de actor pe scenă, am înțeles ce înseamnă un actor de fapt. Imensitatea lui înseamnă, de fapt, tot emoție. Pentru că cu emoție și cu dăruire 100% își duce rolul la bun sfârșit. După aia, noi suntem avantajați, noi, artiștii cântăreți. Pentru că noi ne cântăm pe noi, ne cântăm piesele noastre și ne exprimăm noi. Noi când vorbim cu publicul, vorbim noi. Ei când se adresează publicului de pe scenă, într-o piesă de teatru, se adresează fiind rolul cu tare sau cu tare sau cu tare. Când ies din pielea rolului și îi pui să fie ei, sunt extrem de emotivi. Sunt vulnerabili. Pe cât sunt de mari, pe atât sunt de vulnerabili. Pentru că ei pot fi un rol imens, care să rămână în mintea omului, dar când îi scoți din carapacea asta și le iei un interviu, hai să constați, am văzut și interviul cu Maya Morgenstern și oameni frumoși, care în momentul în care sunt în fața sticlei și dau să spună o replică, sunt te cutremuri. Fenomenali. Da. Fenomenali. Și în momentul în care iei la interviu, le simți sufletul tremurând. Câtă speranță ne poate reda muzica? Din păcate, muzica nu poate rezolva probleme pe care noi ni le creăm. Ne poate scoate dintr-o stare. Ne poate rupe de realitate. Dar doar pe perioade. Mai scurte sau mai lungi de timp. Depinde dacă e o melodie sau un concert. Concertele pe care eu le fac, ăsta din 21, deci cel de mâine, 21 noiembrie, de la Teatrul Național, este un concert bazat pe muzică despre și pentru iubire. De la uită nostalgia, nu vorbi de ea, până la cea mai recentă piesă din repertoriul meu, dintre cele care pot fi cântate cu orchestră mare, Cine oare? Sau Când nu ești a mea? Deci acest concert înglobează iubirea compozitorului pentru compoziție, iubirea artistului pentru a cânta, a texterului pentru a spune poveste. De-aia am zis iubire de noi, în general. Muzica, nu știu, nu poate salva lumea.
era vorba aia cu beauty will save the world, frumusețea va salva lumea. E, uite că la câtă frumusețe avem atâtea momente de neplăcere în lume avem, pentru că ni le creăm singuri, culmea. Deci nu e vreo forță extraterestră care vine, ci ne place să ne chinuim singuri. Muzica pansează suflete. Muzica alină, muzica liniștește, îmbracă, creează stări, dar nu pentru multă durată. Pentru că vrei, nu vrei, trebuie să oprești muzica dacă vrei să mai faci și altceva. Ai oprit-o, ai dat de realitatea care te înconjoară. Cum îți alegi repertoriul? În primul rând, după voce. Spre exemplu, îmi place tare mult Beautiful World. You're the beautiful girl in the world. Prince, da? Da, n-aș putea cânta piesa aia decât dacă aș transpune-o și aș face-o, nu știu, un remake la ea sau... Deci sunt soliști pe care nu-i pot aborda pentru că nu le simt repertoriul. Ei au avut o vibrație atunci când și-au compus piesele și le-au cântat și nu sunt neapărat pe culoarul meu. Dar, în general, după voce, îmi aleg repertoriul, piese pe care le pot duce. Spre exemplu, de asta am și făcut acum 3 ani de zile tribut Aurelian Andreescu, alegând 18 din multele melodii pe care le-a cântat Aurelian, pe care am putut să le cânt liniștit. Bine, nici n-am vrut să fac un concert mai mult de 2 ore, că știi că mai bine pleacă omul, știi ce? Aș fi vrut să mai țină, poate mai face, decât, bă, e frumos, dar cam lung. După mesaje, mi le aleg. Aici am fost atent, aici v-am zis că am înglobat tot, și mesajul și dragostea publicului pentru artiștii. Pentru că eu în acest concert am și piese compuse de compozitori care nu mai sunt, piese compuse de compozitori care încă sunt, cântate de soliști care nu mai sunt, cântate de soliști care încă sunt. Și câțiva dintre ei o să fie și în sală să-și audă piesa. Deci va fi surpriză. Apropo de ceea ce vorbeam, ce ar trebui să facă societatea de astăzi să-și cinstească valorile și să nu se îndepărteze de ele? Să-și dea un reset la ceea ce se întâmplă în momentul de față și după aia, evident, restartul să fie pornit pe valori, pe scara de valori, nu pe scara de interes și de facil. E greu. Sunt oameni care vibrează, sunt foarte mulți oameni care vibrează cu noi, cu mine, cu colegi de-ai noștri, dar în același timp sunt atât de acaparați de cotidian, încât își lasă plăcerile mai la urmă. Da, într-adevăr. Cum ai împletit parcursul muzical cu televiziunea, cu sportul, că ești angrenată mai multe, cu actoria? Da. Eu sunt într-un proiect de 10 ani de zile, pe care toată lumea îl iubește și de la care eu am spus că mi-aș dori să ies la pensie de la această emisiune, pentru că îmi place tare mult. Acum să nu se înțeleagă cum mi-a scris mie un distins căruia am dat bloc pe loc. Păi da, ții de scaun și tu ca și Arșinel. Eu ce am vrut să spun cu totul altceva. Atât de frumoasă e emisiunea aia și atât de relaxantă e, pentru că n-are izul de concurs, are izul de divertisment. Și oamenii așteaptă sezon de sezon. Suntem la 18-a sezon la emisiunea asta. Nu cred că mai e o emisiune care să aibă atâta background în spate. Și pe canapea se nasc prietenii, între ei nu se nasc invidii. Se nasc colaborări între artiști care poate nu s-au cunoscut până la noi la emisiune. Uite, în sezonul ăsta eu îl avem pe Emilian, care e în cuplu cu Urs, care a fost la Eurovision. Uh-huh. Îmi cer scuze, dar nu știam de Emilian, pentru că n-am TikTok. El acolo e foarte bine, stă foarte bine, dar după ce l-am cunoscut în emisiune și am auzit ce poate vocal, când am dat search pe YouTube, am văzut Emilian cu Connector, piesă, Emilian cu Smiley, piesă, Emilian cu Ruby, piesă, Emilian cu... Wow, ce, uite ce artist minunat! Și nu m-ar mira să se nască o colaborare între noi.
neforțată, evident, să vină de la sine. Deci e o emisiune pe care o iubesc și mă simt foarte bine în acea postură de jurat. Teatru. Teatru de la Chicago a fost primul... Bine, începutul a fost prin 92, când eram angajat la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești. Și eu cu Adrian Neac eram angajați acolo și erau spectacole de revistă în care noi cântam, dar mai spuneam și câte o glumă, două. Deci mici sketch-uri. Alea sunt de revistă, e vodevil, e altceva. Piesă propriu-zis de teatru în care n-am avut partitură de cântat a fost Bang Bang, prima piesă. După care altele de acolo, Chicago Musical. M-am simțit împlinit acolo. De la Billy Joe King, pistolarul din 91, la Billy Flynn, avocatul din Chicago, m-am simțit foarte bine. Iar în astea două producții, cele două producții ale noastre, ale companiei de teatru, Eu te cred, dar tu mă minți și Divorțul anului, mă simt de zici că scena este cea pe care m-am născut. Acum lucrăm la o altă premieră, care are avantpremiera săptămâna viitoare pe 28. Deci tot luni, de mâine, de la concertul meu, într-o săptămână. Paginile de Facebook, Instagram, uitați-vă pe ele și haideți să ne vedem în sală, pentru că veți râde copios și plus că e o piesă clasică. E o piesă clasică, pusă de-a lungul anilor, zecilor de ani, în multe, multe distribuții. Așa. Nu ezit să mai fac concerte din când în când, pentru că astea sunt mai greu de organizat, sunt cele mai costisitoare financiar. Am avut în aprilie, dacă n-ai fi existat, Femeie, un concert de muzică interbelică, de la Mână Birjar, Iubesc Femeia, Zaraza, Vrei să ne întâlnim sâmbătă seara, Fetițe Dulci ca în București. Am inclus și Oameni, care din 80 și un pic, piesa Marius Seicu, dar și Cine Oare. S-a pupat perfect într-o formulă de 4, de jazz, la Teatrul Național, la Sala Studio. E tot la Sala Studio, la Teatrul Național, am și mâine seară, numai că am un concert cu 50 de oameni pe scenă și va cânta iarăși. Dacă nu cântăm Femeia, cântăm Iubirea. E practic același lucru. Mult succes în toate proiectele care urmează. Mulțumesc din suflet. Ne vedem mâine seară la Teatrul Național și după aia, de fiecare dată când vi se face dor de noi, căutați-ne pe rețelele de socializare. Atât pentru astăzi. Mulțumim foarte mult pentru acest exercițiu de sinceritate și pentru o analiză pertinentă a societății de astăzi. Mulțumesc și ție pentru documentarea de dinainte, care m-a lăsat un pic... Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci vă reamintesc că ne puteți găsi pe rețelele de socializare, pagina de Facebook A7TV, pagina Laura Manciu pe site-ul A7TV, unde aveți informații utile, recente și nealterate. Ne găsiți și pe YouTube, TikTok, Instagram, A7TV. Toate cele bune! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.